Întindem bine genunchii. Întindem. Mariana, cap în față, că mă auzi? Întins piciorul ușul la spate. Badmantandiu, am închis. Și doi badmantandiu, vârfulețul întins. Poziția 5-a, dreptul în față. Maia. Și plie. Întindem. Alesia, celălalt piciorul și în față. Cealaltă mânuță. Dăm drumul la bară și stăm echilibru acolo. Baletul înseamnă înainte de orice disciplină, grație și eleganță. Ca toate cunoștințele să fie asimilate corect, călătoria noastră ar trebui să înceapă de la cea mai fragedă vârstă, când grația se învață înainte alfabetului. Sus, demi-poant. Și pas de bure. Stop. Soutenu. Invers. Eden. Piciorușul stâng în față. Și pa de bure, pași mici, mici, răsucite, călcâiel. Deși par simplu de executat, mișcările specifice baletului au un grad ridicat de dificultate. Salturile, piruetele sau pur și simplu arta de a sta corect în vârful degetelor pot fi realizate după luni sau chiar ani de antrenamente. Trebuie să aibă între 3 și 4 ani, la vorbim de cei mici, începători, să fie sănătos din punct de vedere medical, dar să aibă dorință, pasiune și restul se formează pe parcurs. Cât de importantă este alimentația? Eu zic că este foarte importantă chiar de mici. Noi nu le impunem o anumită alimentație, dar sfătuim părinții să consulte un medic nutriționist dacă este cazul. Baletul are marele merit de a le ajuta pe tinere să-și cultive o imagine de sine pozitivă. Dezvoltă foarte multe simțuri, cel artistic, cel intelectual, vizual, totul ne dezvoltă. Trebuie să avem atenție distributivă, să ascultăm și muzică, să facem și mișcările în același timp, să ținem minte și exercițiile, coreografia pentru un spectacol. Dacă nu reușim să ne concentrăm, mai ales la o vârstă atât de fragedă, nu reușim să dobândim lucrurile cele mai importante pentru noi în această meserie. De-a lungul timpului, baletul a fost folosit și ca metodă de corectare a posturilor corporale greșite. Nici nu-i de mirare. Baletul contribuie din plin la dezvoltarea musculaturii mâinilor, picioarelor și trunchiului, ceea ce duce la îmbunătățirea ținutei. Cum te cheamă pe tine? Pe mine mă cheamă Vișana Rena Teodora. Așa, și ai câți ani? Eu am 7 ani și 8 luni. Și acum nu mai râzi, nu? Că până acum ai fost toată numai un zâmbet. De ce îți place așa de mult baletul? Pentru că facem multe dansuri, mergem și la spectacole. La ce spectacole? Păi, acum mergem la spărgătorul de nuci. Păi ați participat la spectacole? Da. Așa, și cum a fost? Bine. Ce v-a plăcut cel mai mult la spectacol? Mie mi-a plăcut cel mai mult să dansez spărgătorul de nuci. Și ție? Mi-a plăcut cel mai mult toate dansurile care le-am făcut. Au fost mulți? Da. Și nu v-au intimidat? N-ați avut emoții? Nu. Nu? V-a plăcut? Da. La ce v-ați gândit voi așa când ați văzut așa un mare de oameni în sală? Mi-am gândit că atunci o să fie foarte bine. Pentru tinerii balerini, fiecare antrenament este un examen de maturitate, chiar dur când vine vorba de performanță. Întorsele, fracturile, întinderile musculare nu au ocolit niciun mare balerin. Dacă ne ducem spre latura profesionistă, să facem acest lucru până vom deveni niște mari balerine, sunt foarte multe sacrificii, într-adevăr sunt dureri, dar care nu mai contează în momentul în care apar pe scenă și te aplaudă publicul, nimic nu mai contează. Baletul, ca orice sport, ajută la formarea personalității, iar iubitorii acestuia pot opta pentru lecții indiferent de vârstă. Doamnele, domnișoarele vin de asemenea și ele la cursurile de balet pentru a se relaxa, pentru a asculta o muzică bună, pentru a căpăta o condiție bună. Vin foarte deschise la astfel de cursuri, le place foarte mult și mă bucur că vin din ce în ce mai multe și unele dintre ele chiar își doresc să participe în spectacol. Cursul este adaptat vârstei, ținând cont că vor face și fac doar de hobby, nu mergem pe lucruri foarte tehnice decât în măsura în care se poate.
În fiecare mare oraș există un centru, un club sau o școală unde se poate practica baletul, așa că nu ezitați să vă înscrieți copilul. În funcție de școala aleasă, prețul abonamentului variază între 160 de lei și 300 de lei pe lună. Și ce mod poate fi mai plăcut de a îmbina cele două arte, muzica și dansul?